Bine ați venit la cea de-a 10-a ediție a Zilei Mondiale a Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice, eveniment care se sărbătorește simultan în peste 60 de țări, unde există registre membre ale Registrului Național al Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice. Avem plăcerea să avem alături de noi pe doamna profesor Anca Coliță, managerul Institutului Clinic Fundeni, domnul profesor Daniel Coriu, președintele Societății Române de Hematologie, președintele Colegiului Medicilor din România, domnul profesor Horia Bumbea, coordonatorul secției de hematologie din Spitalul Universitar de Urgență București, și pe domnul profesor Andrei Coliță, de la Institutul Clinic Fundeni. Institutul Colțea. Mă scuzați emoțiile. Voi ruga în continuare pe doamna profesor Coliță să spună câteva cuvinte. Bună dimineața! În primul rând, vă mulțumesc pentru invitația de a fi alături de dumneavoastră și vă rog să mă credeți, este o reală bucurie să fim împreună la Ziua Donatorului de Celule Stem Hematopoietice, pentru că, în fine, în afara activității de manager, cred că mult mai mult din cariera mea profesională a fost dedicată transplantului de celule stem hematopoietice pentru pacientul pediatric, activitate pe care o desfășor din anul 2000, deci oarece ani au trecut, cred că mi-aduc cu mare plăcere aminte și să știți că în continuare, în fiecare an, primesc un mesaj de la primul pacient care a fost transplantat de la un donator din registru. Îmi trimite un mesaj prin care își numără anii pentru cea de-a doua șansă. Deci, cred că este extrem de important ca noi să subliniem faptul că donarea de celule stem este o șansă uriașă la viață. Și este o șansă la viață pe care nu trebuie să o minimalizăm. Este o șansă pentru, în special pentru un pacient pediatric, este chiar o șansă pentru a avea o viață de foarte bună calitate. M-am uitat pe datele de activitate pentru anul trecut. Anul trecut, în departamentul de hematologie pediatrică și transplant medular, am efectuat 34 de proceduri de transplant alogenic. În aceste 34 de proceduri, 21%, deci practic 60%, au fost posibile datorită existenței unor donatori de celule stem hematopoietice din diverse registre. Din păcate, puțin dintre ei sunt din România. Acesta este iarăși un lucru asupra căruia noi cu toții ar trebui să reflectăm. De ce în România activitatea de donare de celule stem este mai redusă decât în alte țări ale Europei? Trebuie să explicăm tuturor că șansa cea mai mare a unui pacient din România de a-și găsi un donator este în rândul conaționalilor săi, adică în rândul populației din România. De aceea fac un apel pentru a înțelege că actul de donare este un act profund uman, este actul prin care poți da viață cuiva, este un act cu riscuri medicale foarte mici. Am avut donatori, evident, familiali, dar care au avut acest curaj și care au avut vârsta de 2 ani și jumătate. Deci dacă un copil de 2 ani și jumătate poate dona celule stem, cred că oricare dintre noi putem dona celule stem, fără să ne fie frică. În afară de asta, ieri am avut o întâlnire cu o familie și aș vrea puțin să vă povestesc. Sunt părinții unui copil care este diagnosticat cu o boală foarte gravă, cu leucemia acută limfoblastică, și care așteaptă identificarea unui donator.
Și m-am gândit că este foarte bine, sunt convinsă că mulți dintre noastre știți ce înseamnă această foarte grea așteptare a găsirii unui donator. Eu vă spun din prisma discuției unui medic cu niște părinți. Disperarea părinților, dacă s-a găsit donatorul, dacă donatorul acceptă, când va fi transplantul și dacă mai avem timp să așteptăm până la transplant. Aceste întrebări sunt întrebări la care e foarte greu să răspundem și toți anii aceștia de pregătire sunt uneori insuficienți pentru a da șanse și a da speranțe și a da puterea ca acești părinți să aștepte ziua aceea în care li se spune da, am găsit un donator și putem merge mai departe la transplant. De aceea, cred că este foarte important să spunem un foarte mare mulțumesc tuturor celor care sunt dispuși să ajute, să-și ajute semenii, să aibă o șansă de a zâmbi și de a porni la o nouă viață. Eu vă mulțumesc tuturor pentru eforturile pe care le faceți și aici în sală, pe lângă echipa minunată de la registru și domnul doctor Arghișan, împreună cu echipa, fac eforturi uriașe pentru a răspunde nevoilor și echipelor medicale și pacienților. Noi tot timpul dăm telefon, avem nevoie, grăbim. Suntem într-o permanentă și foarte nerăbdătoare așteptare a rezultatelor. Dar mulțumesc tuturor celor care au avut curajul de a fi donatori și evident doresc multă sănătate celor care au trecut prin această procedură și care înțeleg ce înseamnă acel strop de viață care vine de undeva și sunt recunoscători pentru ceea ce au primit și le doresc puterea să meargă mai departe. Și noastră succes pentru a crește registrul. Mulțumim, doamne profesor Coliță. Am văzut perspectiva pacientului pediatric și prin ce trece în așteptarea unui donator și cât de important este ca să avem cât mai mulți donatori înscriși. În continuare îl voi ruga pe domnul profesor Coriu, prin a cărui mână au trecut toți donatorii care au donat la Institutul Clinic Fundeni, să ne spună câteva cuvinte. Bună dimineața tuturor! Este o mare plăcere, o mare onoare să fiu astăzi împreună cu dumneavoastră pentru a celebra Ziua Mondială a Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice. O zi specială, o zi în care sărbătorim acești oameni, acești oameni care donează timpul lor și donează ceva din ei pentru a ajuta pe altcineva. Acel altcineva de obicei este necunoscut. Poate să fie dintr-o altă parte a lumii și probabil niciodată nu-l va întâlni în viața sa. Dar o face. Ce poate să fie mai generos și mai nobil pentru ființa umană? În definitiv, asta este ceea ce caracterizează ființa umană. Această generozitate și noblețe sufletească. Și le mulțumim acestor donatori, care la nivel mondial sunt undeva de, în jur de 43 de milioane. În toate registrele din lume. Sigur, registrul nostru este mai modest. Avem în jur de 105.000 de donatori voluntari. Dar trebuie să ținem cont, activitatea a început numai de 10 ani. Nu ne putem compara cu registrul bavaresc, care are 6 milioane de donatori, dar a început activitatea de 10 de ani. Deci noi sperăm să reușim să creștem. Spune Laurian că în mâna mea au trecut mulți donatori voluntari. E adevărat. Eu sunt șeful Centrului de Hematologie și Transplant Medular din Fundeni și în această calitate conduc și departamentul de recoltă a acestor donatori voluntari. Este un proces destul de sofisticat, ei sunt bine verificați, să fie sănătoși și bineînțeles să fie capabili să doneze și
am avut șansa să întâlnesc o mare parte dintre ei și să descoper motivul pentru care o fac. Și ei știu, sunt foarte conștienți că o fac pentru un om care nu-l cunosc. Și nici un timp oarecare nici nu au timp, nici nu au voie să-l întâlnească fizic. Oameni care vin din Târgu Mureș, vin din Galați sau din alte părți ale României, vin la noi în centrul nostru să facă acest lucru. Mă bucură foarte mult când există, și pe toți ar trebui să ne bucure că în România avem o țară cu anumite probleme culturale în ceea ce înseamnă donarea de sânge, donarea de celule de stem, dar totuși avem speranță, pentru că avem astfel de oameni din ce în ce mai mulți. Pe de altă parte, conduc și departamentul de leucemie acute, unde sunt tratați pacienții care au nevoie și se uită cu mare speranță la noi să le spunem: da, am primit, avem o veste bună pentru dumneavoastră. Noi în fiecare săptămână avem o întâlnire cu echipa de transplantologi condusă de doamna profesor Alina Tănase, cu registru, cu reprezentantul registrului, care este doamna doctor Sofia Varadi și Alexandra Ionete, cărora le mulțumesc pentru tot ceea ce fac în fiecare zi. Și ședința noastră, discutăm fiecare caz în parte. Avem cazul care devin urgențe, cazul care își pierd indicația și trebuie să temporizăm uneori procedura pentru că pacientul a recăzut, sau pacienți care trebuie să mergem mai repede pentru că e momentul potrivit, am obținut remisiunea completă. De asta, pentru noi, aceste ședințe sunt extrem de importante și aici este aproape imposibil să ai o listă pe care să o urmezi. Pentru că lista este foarte dinamică, întotdeauna apare ceva în plus, întotdeauna apare o urgență și întotdeauna este cineva care poate nu mai poate să facă transplant la acel moment. Și atunci, la final, putem să mergem spre pacient și să spunem: da, din fericire, am găsit un donator undeva în Bavaria, că de obicei cei mai mulți donatori neînrodiți vin din Germania. Ne bucurăm foarte mult când avem donatori din România pentru pacienții noștri, pentru că lucrurile sunt mult mai ușor din punct de vedere logistic. În final, aș vrea să mulțumesc tuturor, să mulțumesc, bineînțeles, în primul rând, donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, donatorilor de sânge, pentru că avem nevoie și de sânge, de preparate de sânge. Mulțumesc foarte mult registrului, pentru că a crescut foarte frumos. Închipuiți-vă că prin 2012 era numai un proiect scris pe hârtie. Apoi, în 2013, a devenit ceva care există și de atunci a tot crescut. 10 ani nu înseamnă foarte mult pentru o instituție și este important să menținem această tendință. Am ajuns la 105.000, din punctul meu de vedere este un mare progres. Și nu în ultimul rând, mulțumesc bineînțeles colegilor mei din transplantul medular Fundeni, transplantul medular Colțea, transplantul medular Spitalul Universitar și bineînțeles doamnei manager Anca Coliță, care prin înțelepciunea sa reușește să aducă un echilibru și când avem nevoie de un copil, de o boală la un copil, întotdeauna apelăm la Anca. Mulțumim foarte mult! Mulțumim, domnule profesor! Am văzut o perspectivă atât din punctul de vedere al donatorului, cât și al pacientului adult și frământările care există în ambele situații și efortul făcut de echipe pentru ca să se întâmple transplantul și să existe o șansă la viață. În istoria registrului, încă de la început, domnul profesor Coliță a fost în cadrul echipei Comisiei Medicale în care săptămânal
se discută toate cazurile alături de regretatul domn profesor Dan Coliță. Și aș dori să rog pe domnul profesor Andrei Coliță să spună câteva cuvinte din experiența și de clinician, dar și de participant în procesul de selecție al donatorilor în cadrul Comisiei Medicale. Bună ziua! Primul rând, mă bucur de invitația. Da, se aude? Mă bucur foarte mult pentru invitație. Este un pic ca de întoarcere acasă, având în vedere că la începutul registrului, câțiva ani, am avut o colaborare strânsă cu colectivul deosebit de la registru și cumva cred că sunt privilegiat pentru că am avut ocazia să experimentez toate aspectele acestui proces și din punct de vedere al medicului curant, al unui pacient care are indicație de transplant, și din punct de vedere al medicului care merge mai departe cu pacientul la procedura de transplant, dar și din punctul de vedere al celui care participă activ în procesul de căutare în cadrul unui registru specializat, cum este și registrul nostru. Și care, într-adevăr, așa cum s-a spus, a avut o evoluție extrem de bună în ultimii ani, nu numai prin creșterea numărului de donatori înregistrați, dar mai ales prin rafinarea și acordarea întregii activități care presupune identificarea, căutarea și până la urmă procurarea celulelor care trebuie să ajungă la pacient. Este un proces de multe ori foarte laborios, care implică mult efort din partea echipei medicale a unui registru. Pe lângă identificarea, în funcție de analizele care apar listate în registru a celor mai buni donatori, este un întreg proces de comunicare extrem de laborios cu diversele registre partenere, pentru a localiza pacienții, pentru a programa diversele etape de analiză și de recoltare a pacientului, totul fiind sincronizat atent cu echipa de medici care tratează pacientul. Așa cum a zis domnul profesor Coriu, este un proces într-o permanentă dinamică. De multe ori trebuie grăbit acest proces de căutare și de procurare a celor de la un donator. De multe ori însă, din păcate, pacienții pierd momentul ideal pentru un transplant și totul trebuie reprogramat. De aceea, echipa registrului care coordonează toată această activitate este de foarte multe ori supra-solicitată pentru a înoda toate aceste fire disparate și pentru a ajunge până la urmă să coordoneze succesul unei astfel de activități de transplant. Și de aceea vreau să le aduc un omagiu colegilor de la registru, care depun în permanență un efort deosebit pentru a susține buna desfășurare a acestui proces foarte laborios. De asemenea, toate respectele mele persoanelor care donează, care fac posibilă această activitate și fac posibilă salvarea unor pacienți care altfel nu ar avea o șansă la vindecare în lipsa unui transplant. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului profesor Andrei Coliță. În continuare îl voi ruga pe domnul profesor Horia Bumbea de la Spitalul Clinic Universitar Municipal de urgență să spună câteva cuvinte în calitatea sa de clinician. Dânsul încă nu a început transplantul cu donator neîndrăgit, dar sperăm ca cât de curând și universitarul și Colțea să intre în acest program. Vă rog, domnule profesor. Mulțumesc mult. În primul rând aș vrea să vă spun că mă bucur foarte mult și sunt onorat să fiu din nou alături de colegii noștri din registrul de donatori voluntari de celule stem hematopoietice.
și alături de colegii hematologi, alături de care încercăm în fiecare zi să aducem cea mai bună îngrijire pacienților hematologici și cele mai bune opțiuni. Ați văzut deja din cuvintele colegilor mei că este foarte complex îngrijirea pacientului hematologic. Este nevoie de comunicare, colaborare, de o trasabilitate a tuturor etapelor de îngrijire a pacienților și succesul este asigurat tocmai de această funcționare în colaborarea tuturor instituțiilor și compartimentelor care intervin până la finalizarea îngrijirii pacienților. Eu am trecut prin mai multe etape la stadiul universitar, inclusiv alături de donatorii voluntari de celule stem hematopoietice, pentru că în calitate de donator al unității de transfuzii, în 2015 am reușit să repunem pe tapet punctul de colectare de sânge pentru donatorii de sânge și cu acea ocazie și să demarăm programul de donator voluntar de celule stem hematopoietice. Este acest program se derulează în principal în punctele de donare de sânge pentru că acolo într-adevăr ajung cei mai mulți dintre concetățenii noștri care vor să ajute pacienții și fac acest act voluntar de ajutor anonim al pacienților prin donare de sânge și cu aceeași ocazie pot să fie înrolați în registrul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice. De aceea, în primul rând, vreau să mulțumesc tuturor donatorilor de sânge și tuturor donatorilor de celule stem hematopoietice și să spun această informație că atunci când ajung într-un punct de recoltare de sânge să întrebe și de celulele stem, pentru că multe puncte de recoltare de sânge derulează acest program. Și sunt încă multe nevoi, așa cum s-a spus, încă nu sunt foarte mulți donatori români, dar deja considerăm că trecând pragul de 100.000 de donatori voluntari, deja ne gândim la o creștere exponențială de acum și ne dorim, bineînțeles, să avem cât mai mulți concetățeni care să fie înrolați în acest registru și astfel creștem șansa pacienților noștri de a primi un donator compatibil. Îmi amintesc că de perioada în care încă nu se derula transplantul alogenic în România și eram împreună cu un profesor Coliță, eram Stalu Colțea la acel moment și am avut un pacient, un tânăr, care la acel moment a mers la un centru din afara țării și a fost foarte dificil să îi se găsească inclusiv acolo un donator compatibil și până la urmă, fiind o leucemie acută, a trebuit să primească celulele stem de la mama sa, care, din păcate, datorită vârstei, nu a avut nici celulele stem competente. Este transplantul haploidentic, este o șansă unor pentru pacient și în România, datorită activității prodigioase a centrului de la Institutul Clinic Funden, avem mulți pacienți care au beneficiat de această șansă. Dar în anumite situații, cu siguranță, prima intenție, că nu avem un donator înrudit, este donatorul neînrudit compatibil. Și de aceea, această activitate este absolut necesară pentru a asigura succesul îngrijirii pacienților care au nevoie de un transplant alogenic de celule stem hematopoietice. Bineînțeles că
ne dorim și noi să creștem activitatea, să avem noi paturi de transplant în România funcționale, pentru că este încă nevoie, listă de așteptare pentru toate tipurile de transplant există încă și sperăm ca în perioada următoare să putem să o micșorăm cât mai mult. Și ca și clinician am pacienți care trebuie să primească donator compatibil, îi trimitem centrului de Institutului de Național de Hematologie, respectiv Registrului Național de Celule SM Hematopoietice, pentru a fi înrolați în căutarea unui donator compatibil. Și aș vrea să mulțumesc tare mult colegilor din registru care fac posibilă această șansă pentru pacienții noștri și știu că este o muncă foarte, foarte laborioasă. Să-i felicit pentru faptul că, așa cum a spus domnul profesor Coliță, avem un registru nu foarte mare, dar foarte competent, care îndeplinește toate standardele de acreditare internațională și acesta este meritul meritor dânșilor. Mulțumesc mult și în final aș vrea să mulțumesc tuturor donatorilor de celule STEM și de produse de sânge. Mulțumim domnului profesor Horia Bumbea. Trebuie spus că Programul Național de Transplant și Registrul Național Donatorilor de Celule STEM Hematopoietice sunt finanțate de Ministerul Sănătății prin cadrul Programului Transplant. Din păcate, domnul ministru Alexandru Rafila nu a putut participa la această conferință de presă, fiind plecat din străinătate și, din păcate, nu au desemnat un reprezentant, dar este important de știut că finanțarea vine prin cadrul programului de transplant și un punct important ar fi ca și spitalele Colțea și Municipal să poată accesa programul de transplant de donatori erudiți pentru a decongestiona, pentru a scădea listele de așteptare la celelalte spitale și pentru a acorda o șansă în plus pacienților. În continuare voi face o scurtă prezentare a situației, atât a... Vă rog. Poate vrea să vină. Situația atât numărului de donatori, atât înscriși în Registrul Mondial, cât și în Registrul din România. După cum spunea domnul Karl Heinz Müller, fost președinte al Asociației Mondiale a Donatorilor de Măduvă și fost președinte al Registrului German, niciun alt tratament medical, transplantul de celule STEM hematopoietice depinde de altruism și de cooperare la nivel global. Fiecare donator înscris oriunde în lume este o altă scânteie de speranță, nu numai pentru toți pacienții din întreaga lume, ci și pentru familiile și prietenii lor care se confruntă cu o amenințare mortală. Deci, în a treia sâmbătă din luna septembrie, în fiecare an, să celebrăm Ziua Mondială a Donatorilor de Măduvă, aceasta fiind cea de-a 10-a aniversare în acest an. Registrul mondial, în limba engleză numit Bone Marrow Donor Worldwide, registrul mondial, registrul donatorilor de măduvă de pretutindeni, în cei 10 ani de funcționare, numără 43 de milioane de potențial donatori în 110 registre din 60 de țări, 1,5 milioane de pacienți au făcut transplant de celule STEM hematopoietice, 38.000 de donatori neerudiți sunt solicitați anual să doneze celule STEM hematopoietice, 160 de căutări sunt inițiate zilnic în Registru Mondial, 46% dintre pacienți au donator neerudit identificat în altă țară și 6% din pacienți, din păcate, nu au un donator compatibil.
În această grafic se poate vedea că majoritatea donatorilor înscriși pe plan mondial sunt donatoare, sunt femei cu vârste între 26 și 35 și 36 și 45. Marele beneficiu al Registrului Mondial al Donatorilor de Măduvă este interconectarea. Prin acest proces, practic, în căutarea unui pacient în interval foarte scurt de timp, de ordinul minutelor până din momentul primirii cererii de căutare, putem să ne dăm seama dacă există un donator compatibil cu pacientul. Toată aceasta se realizează prin sistemul informatic la care suntem și noi racordați. Registrul din România, un registru tânăr, face parte din grupul registrelor mici și mijlocii din lume. Am anul acesta aproape 105.000 de donatori, 253, dar numărul este în continuă evoluție. Aceasta este doar o imagine în dinamica evoluției. 56% din donatori sunt bărbați, ceea ce este un lucru bun. Bărbații sunt preferați ca donatori pentru că nu există riscul unor conflicte antigenice determinate de faptul că femeile care au născut pot avea anticorpi contra unor determinanți din HLA, din sistemul antigenic leucocitar. În medie sunt înscriși 7.000 de donatori anual în registru, iar 77.000 sunt testați AB și DR, ceea ce înseamnă că ei sunt listați în registru mondial și pot oricând fi solicitați fie de noi, fie de registrele din alte țări ale lumii, membre ale registrului mondial. De la înființare până în prezent au avut loc 55 de donări de celule stem hematopoietice din registru, din care 25 pentru pacienți români și 30 pentru pacienți străini. În acest grafic se poate vedea creșterea numărului de donatori înregistrați. În primii ani, 2013-2014, eforturile erau formidabile pentru a... Nici informația nu era atât de răspândită și pentru a înscrie donatori și a informa corect să donatorii să fie exact cei care doresc să doneze în final. Distribuția pe centre depinde foarte mult de persoanele care lucrează la acele centre. Oradea apare în top. Au avut o echipă inimoasă care a realizat și consilierea donatorilor și scria foarte mulți donatori. Din păcate, sufletul centrului din Oradea a plecat în... Doamna psiholog a plecat în străinătate și acum probabil în timp se va vedea scăderea numărului de donatori. Iar distribuția pe grupe de vârstă se vede că majoritar sunt bărbați între 26-35 și 36-45 de ani. Din 2013 până în primul semestru din 2024 au fost 554 de proceduri de transplant, din care 499 au fost transplanturi și 55 au fost produse celulare adiționale, numite DLI. 497 de pacienți transplantați au fost cu donatori nerudiți, din care 25 au fost cu donatori români. Deci vedeți că marea masă a pacienților și-au găsit un donator în străinătate și foarte puțin în registrul nostru. În primul semestru de până din 2024 au fost colectate 34 de grefoane de la donatori străini, un singur grefon de la donatori români, 5 produse celulare adiționale de la donatori străini
și 36 de proceduri de transplant au avut loc în centrele de transplant din țară, între care 32 de transplanturi și 4 produse celulare adiționale, DLI. Deci uitați, din păcate, numărul donatorilor a crescut, aproximativ 3% rămân fără donatori identificați. Pentru unul din trei pacienți nu găsim donatori și 47 de pacienți în prezent sunt în așteptarea unui donator compatibil. Se întâmplă aceasta, fie au haplotipuri rare, nu au rude sau familia nu este extinsă să poată avea un donator înrudit și atunci singura șansă este să căutăm în registru și colegele de la departamentul pacienți caută periodic pentru a vedea dacă s-au mai înscris cumva donatori care pot fi compatibili cu acești pacienți care stau în așteptare și nu au un donator. Pentru pacienți, noi furnizăm și servicii de căutare și pentru pacienții străini. De la înființarea registrului au fost solicitate servicii pentru 2358 de pacienți străini, din care numai în primele 6 luni ale acestui an au fost servicii de căutare pentru 180 de pacienți. S-au fost solicitate servicii de la 76 de donatori, printre care 43 de testări extinse, 112 probe de sânge și 6 grefe. Iar, după cum spuneam, 30 de donatori au donat pentru pacienți din străinătate, celule stem hematopoietice. Cum putem face să creștem numărul de pacienți care își găsesc un donator compatibil? Practic, trebuie să creștem numărul donatorilor din registru. Ca și calcul teoretic, populațional, demografic, ar trebui ca 5% din populație să fie înscrisă în registru pentru a avea șanse să găsim un donator din România, dar deocamdată ne aflăm numai la nivelul de 0,43%. Și de aceea, în continuare, ne desfășurăm eforturile ca potențialii donatori să fie informați și să poată înscrie în registru dacă doresc. Mulțumiri. Înainte de a mulțumi partenerilor, aș dori să mulțumesc colegilor mei de la Departamentul Donatori, DC Communications, față de care nu ar fi putut fi organizat acest și doamnei Cecilia Gheorghe, fără de care nu am fi putut organiza acest eveniment, Asociației Române pentru Donarea de Celule STEM, ARCEL, care sprijină donatorii în procesul de donare prin ajutor material pentru alimente, care nu este inclus în programul național de transplant, și prin susținerea diferenței la concediul medical între cel acordat de sistemul nostru care este la 75% și până la 100%, pentru că ar fi absurd ca un donator care face atâta pentru un pacient să fie și penalizat, ca să zic așa, să aibă și o pierdere materială după tot efortul pe care îl face. Asociația Studenților Mediciniști, Centrul de Transfuzii Sanguine București, din păcate colega noastră, doamna dr. Lucia Grijac, nu a putut participa, dar sunt ceilalți colegi de la centru care sunt alături de noi. Federația Bolnavilor de Cancer, Comunitatea Asociațiilor de Pacienți, Bladu Challenge, care furnizează aplicația prin care donatorii se pot înscrie și în registru, autoritățile și instituțiile publice, Radio România, Televiziunea Română, Metrorex, Primăria Capitalei, Serviciul de Telecomunicații Speciale și ArtCube. Mulțumim în primul rând tuturor donatorilor de celule stem hematopoietice. Astăzi este ziua dedicată lor și
Mișica, în celebrarea din anul acesta sunt incluse următoarele activități. În perioada 20-22 septembrie, clădirea primăriei capitalei va fi luminată în culorile registrului mondial, alb, roșu și albastru. În 22 septembrie, turnul de control al Serviciului de Telecomunicații Speciale va fi iluminat în culorile registrului, alb, albastru, roșu. Iar în 21 septembrie, la ora 18, în fața Muzeului Național de Istorie, sunteți invitați cu toții la un concert al Programului Național de Integrare Socială prin Muzică, Cantus Mundi. Acestea vor susține un program artistic. Vă mulțumesc! În continuare, aș dori să invit din donatorii care sunt prezenți, cine ar dori să spună câteva cuvinte despre experiența donării, despre... Vă rog. Mulțumesc. Mă numesc Ionuț Petre și sunt donator de celule stem hematopoietice. Am donat în septembrie 2021. M-am înscris în registru în 2014, cu ocazia unei campanii de donare de sânge care s-a organizat la facultate. Și am fost contactat ca posibil donator după mulți ani, deci prin 2021. Cred că e din experiența proprie, pentru că după ce am donat am spus și eu prietenilor să se înscrie în registru, dar cred că foarte puțină lume se înscrie după ce aude simpla poveste. Cred că e important fiecare dintre noi să insistăm și prin exemplu personal să convingem oamenii să se înscrie, pentru că cum ați văzut și pe prezentare, foarte puțin pacienții români își găsesc un donator prin registrul român. Nu știu dacă aveți întrebări. Cred că sunt numărul 30 sau 31. Mie mi s-a părut procesul în sine de donare un lucru fascinant, adică tehnologia și cunoașterea medicinei în prezent ne permite să identificăm proteinele din sânge care fac posibil compatibilitatea între doi oameni și mi se pare fascinant că putem să facem acest transplant și pentru mine recoltarea de celule stem a decurs fără probleme, nu am avut reacții adverse și a fost tot a mers ca pe roate, ca să spun așa. Nu, cred că a fost puțin neplăcut pentru că era perioada COVID-ului și a trebuit să mă internez în spital, să stau câteva zile acolo, m-am internat cred că joi până marți și am stat internat câteva zile pentru a face injecțiile cu factorul de creștere. A mai fost neplăcut recoltarea în sine pentru că a durat 6 ore și a trebuit să stau întins pe un pat, să mă mișc cât mai puțin posibil. Dar în rest, chiar a fost un proces care a decurs bine și, cum am spus, m-am externat marți din spital și în weekendul următor am participat la o competiție sportivă. Eu practic triatlonul ca amator și am avut un concurs excelent. Nu m-a afectat absolut deloc. Nu știu, eu donez sânge de foarte mulți ani,
tot atunci când a fost campania de donare de sânge, deci din 2013-2014, și eu o văd ca o datoria noastră să ne înscriem în registru dacă putem să ajutăm pe cineva, mai ales că procesul acesta are riscuri minime și nu ne pune viața în pericol într-un fel, de ce să nu putem să, de ce să nu ajutăm pe cineva? Și un lucru la care mă gândesc mereu și m-am gândit este că dacă cineva apropiat mie ar suferi de o boală hematologică severă, mi-aș dori să pot să-i dau lui celule, dar dacă nu sunt compatibil, mi-ar plăcea să dea altcineva pentru el și eu la rândul meu să dau pentru altcineva. Adică, cred că cu toții am putea să ne gândim la asta, că atunci când donăm pentru cineva, pentru o persoană străină, de fapt putem dona pentru un apropiat. Nu știu, doar că era un bărbat de... sincer, nu, pentru că eu știu că treaba, să spun așa, mi-am făcut-o, iar ce se întâmplă mai departe, dacă grefa a funcționat sau nu, nu mai ține de mine și probabil chiar dacă aș ști că șansele sunt mai mici de a ca pacientul să primească, tot aș face-o pentru că o șansă este. Adică nu trebuie să ne gândim că poate grefa nu a avut succes, ci că să ne bucurăm că am putut noi duce procesul la capăt. În România, legislația permite să donezi o singură dată celule stem hematopoietice. În Germania, de exemplu, din câte știu, o dată la 2 ani, după ce ai donat toate, reintri în registru, da, și poți fi din nou donator? Depinde de starea donatorului, într-adevăr. Permiteți să intervin. Deci la 45 de ani este limita de înscriere, dar donatorii pot dona până la 60 de ani dacă au o stare de sănătate bună. Cum spunea donatorul nostru că este triatlonist, atunci, clar, se menține într-o stare bună, poate dona, însă, conform legii de la noi, poate dona numai produse celulare limfocitare pentru același pacient pentru care a donat inițial celule. Și un alt aspect care probabil m-a sensibilizat mai mult în direcția asta, eu sunt medic rezident, în facultate am fost cu profesorul Coliță, stagiul de hematologie, și adică hematologie, specialitate grea, în care vezi foarte multă suferință și cred că și faptul că sunt medic m-a terminat să mă scriu în registru. Nu, eu sunt endocrinolog. Poate e bine un pic să aveți un feedback din punctul de vedere al nostru, cei care stăm de vorbă cu pacienții care au primit această șansă. Le sunteți permanent în gând și în rugăciune. Mulțumesc mult! Mulțumim mult pentru... Mulțumesc și eu! ...pentru actul de suprem de a salva viața unui pacient, pentru curaj și pentru dedicare. Mai dorește cineva dintre donatori să ia cuvântul? Din rândul pacienților? Bună ziua și încep prin a mulțumi donatorilor și donatorului meu acolo unde o fi el, în Polonia. Nu știu prea multe despre el, decât că este un bărbat. Acum 3 ani de zile am fost diagnosticată cu leucemia acută mieloidă și mielodisplazie, fără prea multe șanse, după cum bine știți, dar am zis că asta nu-i povestea mea și că va trebui să lupt și să trăiesc. Am fost norocoasă să mi se găsească un donator în 6 luni de zile. Eram transplantată, nefiind nicio ruda mea compatibilă, mă rog, sora mea, că doar frații și părinții pot fi donatori. În 6 luni de zile eram transplantată în secția de transplantologie la doamna doctor Sofia Varadi, a doua mamă, cum îi spun eu, de 2 ani de zile. În momentul de față am 2 ani de la transplant, duc o viață normală,
muncesc mai mult decât cred că muncește un om normal. De multe ori zic că stau și câte 20 de ore la muncă, dar da, am fost norocoasă. Am avut doi donatori, o femeie și un bărbat, dar doamna doctor a ales un bărbat și nu pot să spun decât că în permanență este în gândul meu, în rugăciunile mele și sunt atât de recunoscătoare că am avut această șansă la a doua viață și închei prin a spune că mulțumesc din suflet tuturor donatorilor și celor care fac posibil ca acest sistem să se dezvolte și la noi în țară și doctorilor și întregii echipe a Spitalului Fundeni. Vă mulțumesc din suflet tuturor! Mulțumim și felicitări pentru curaj, pentru menținerea stării de sănătate și pentru starea de spirit. Asta e foarte importantă în vindecare. Nu este ușor. Altceva? Alți curajoși? Încerc. Bună ziua! Mă numesc Laura Vasile, am 53 de ani și în 2006 am fost diagnosticată cu limfom Hodgkin, stadiu 3B. Mi s-a spus că este o boală gravă, dar cu mari șanse de reușită. Din păcate a fost un Hodgkin atipic și cumva până în 2016 cu diverse tratamente, în fiecare an chimioterapie, radioterapie, dar cel mai important, transplantul medular, m-au ajutat să fiu acum aici, în fața dumneavoastră și să sărbătoresc Ziua Mondială a transplantului de celule stem. În 2010 eu am făcut transplant, un alotransplant în 2008, am făcut o recădere, după care în 2010 am făcut un transplant de celule stem, un alotransplant de la donator neînrudit. Din păcate, la vremea respectivă nu exista registru și atunci a trebuit să plec în afară să fac acest transplant. Pot să spun că cele mai minunate cuvinte din viața mea au fost atunci când soțul meu a venit și mi-a spus, s-a găsit un donator. Deci nu pot să vă spun, am râs, am plâns și am zis, Doamne, câtă iubire poate să aibă un om să doneze o parte din el pentru cineva necunoscut. Deci este pentru noi, cei care primim celule, este ceva, numai o minune dumnezeiască. Aș putea să o numesc pentru că asta este, ca un om necunoscut să-ți doneze și încurajez și vă rog, dacă se poate, cine poate să doneze. Pentru că acum avem și noi registru și poate găsim chiar noi de aici donatori compatibili ca să nu trească să plecăm în afară, pentru că condițiile de acum... Eu sunt pacientă pe secția de transplant medular a Spitalului Fondeni la doamna doctor, profesor doctor Alina Tărase, a cărui privilegiu îl am că sunt pacienta dumneei și toată echipa de acolo este o echipă minunată. Deci nu contează afară, înăuntru, pentru sau în țară. Contează că ești la tine în țară și oamenii de pe secția de transplant medular, cel puțin a Spitalului Fundeni, devin familia ta, pentru că poți să petreci zile, cum am petrecut zile, săptămâni, cumva eram ca acasă, dacă pot să spun, pentru că am găsit căldura oamenilor de acolo și contează enorm. Deci, eu asta vreau să mulțumesc donatorului meu, vreau să mulțumesc, nu în ultimul rând, cadrelor medicale ale Spitalului Fundeni, de la cel mai jos până cel mai sus și nu doar doamna doctor Tănase s-a ocupat de mine și doamna doctor Sofia Varadi, fiecare a avut cumva rolul lui în a trăi.
pentru că supraviețuiește, asta ți se spune, ai șanse de supraviețuire, viața ta se întoarce la 360 de grade, nu mai știi ce te-a lovit. Dar eu trăiesc acum, sunt vindecată și mulțumesc donatorului și vă rog, cine poate să doneze. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Bună ziua, se poate o întrebare, vă rog? Mă auziți? Pentru cine va dori să răspundă, sunt de la Radio România Actualități și vreau să vă întreb pentru cei care ar dona, dar nu știu nimic despre acest subiect, ce sunt aceste celule și cum se recoltează ele, care ar fi procesul și dacă există riscuri. Răspund eu. Aceste celule stem hematopoietice sunt celule fiziologice, produse în mod normal de măduva hematogenă a fiecăruia dintre noi. Faptul că dăunăm o parte din ele nu are niciun impact asupra corpului nostru. Nu este absolut nicio problemă. Riscuri nu sunt riscuri cunoscute. Pentru că dacă ar exista riscuri, atunci noi nu am mai face această procedură. Sigur, pot apare anumite neplăceri. Se administrează factorul de creștere, poate să apară niște dureri osoase. În mod rar se citează ruptura de splină. Deci astea ar fi riscurile, da. În rest, riscuri cunoscute, nu. Nu, nu. Cred că ați mai avut și altă întrebare. Da, vă întrebam care este procedura, cum se recoltează. Cum se recoltează? Aici este puțin mai delicat. În primul rând, vorbim de mai multe tipuri de donator. Donator înrudit și neînrudit. Când vine pacientul la noi, pacientul cu leucemie acută, primul gest este să recoltăm HLA-ul, care este specific pentru fiecare dintre noi. Acest HLA întâi se caută în familie. Un donator în familie. Este ceea ce noi numim sibling. Și la o parte reușim să găsim, dar cea mai mare parte nu au donator în familie. Dacă nu au donator în familie, atunci apelăm la registru. Trimitem la colegii noștri, trimitem HLA-ul și ei trimit pun în baza de date într-un server uriaș unde se caută în toate registrele cu care avem conectivitate, să înțeleg că avem cu aproape toate registrele din lume, deci și din experiența noastră cam durează aproximativ 2 luni până avem o finalitate a căutării. Dacă nu, înseamnă că este un HLA destul de rar și șansele de a găsi sunt mai mici. Dacă am găsit donatorul, unde ar fi el? De obicei găsim în Germania, pentru că ei au cel mai mare registru. Pacientul, din nou repetăm HLA-ul, pacientul nostru trebuie să fie în remisiune completă. El stă în departamentul de leucemie acute. Așa, trebuie să fie în remisiune completă. El primește chimioterapie și trebuie să fie în remisiune completă. S-a găsit donatorul, toți suntem fericiți și atunci se declanșează procedura de logistică de a aduce celulele în țară. Se repetă din nou toate analizele, absolut toate analizele, inclusiv profilul viral, inclusiv profilul HLA. Deci noi trebuie să fim siguri de ceea ce facem. Așa, se trimit la noi, la centru, unde este doamna doctor Monica Duțescu, care lucrează excepțional, și colega noastră, doamna profesor Constantinescu. Se verifică, se reverifică HLA-ul. Când toate lucrurile sunt verificate, stabilim ziua, se face ziua și spunem ziua de 3 octombrie. Donatorul merge în centru respectiv din Bavaria, într-un oraș, în Frankfurt sau undeva într-un centru de recoltă. Acolo se recoltează celulele stem și ele vor fi trimise pe chiar proaspete, vor fi trimise către centrul nostru. Cam asta este. Și între timp pacientul nostru este deja admis în secția de transplant medular.
primește chimioterapia de consolidare și când vin celulele stem, ele sunt administrate pacientului. Este o logistică foarte complicată, care trebuie să fie, să meargă ireproșabil, nu trebuie să fie nicio fisură. De asta, a fi donator nu este numai un gest, hai să fiu și eu donator, să fac și eu bine, poate fac bine. Nu, e o responsabilitate. Pentru că noi ne bazăm pe acel om. Nu se poate ca noi să facem procedura și donatorul să lipsească de la donare. Că atunci va fi o dramă. Cam asta ar fi pe scurt procedura. Depinde dacă va fi de undeva un pacient, fie la noi, fie în străinătate, care este compatibil cu acel donator. Numai atunci va dona. Până atunci rămâne înscris, se mai verifică dacă, de exemplu, donatorul sau donatoarea a schimbat domiciliu sau datele de contact, va contacta departamentul donator și va înștiința și prin mail noile date pentru ca astfel să fie actualizată baza de date. În astfel de situații nu există o variantă cum se face în cazul donării de sânge. Când e criză, se apelează la populație. Există ceva anume ce poate fi identificat astfel încât să ieșiți cu mesaje și să solicitați ajutorul populației pentru ceva? Deci, în primul rând, calitatea de donator de cele stem hematopoietice presupune, în primul rând, ca tu să-ți dorești să fii donator și, al doilea, să fii compatibil. Și compatibilitatea, domnul profesor deja a explicat compatibilitatea și modalitatea prin care noi, clinicienii care lucrăm în transplant, alegem donatorul, să știți că este una foarte complexă. Pentru că putem avea două variante. Fie varianta despre care noastră întrebați, și anume aceea în care nu avem niciun donator posibil. Și atunci noi apelăm la ceea ce se numește donator alternativ. Donatorul alternativ, la momentul acesta, este practic un donator haploidentic, adică un donator care este potrivit 50%, care poate fi unul dintre părinți sau, în cazul unui adult, poate fi și unul dintre copii. Dar, din nou, sunt teste speciale care se fac și, într-adevăr, aici avem nevoie de ajutorul și mai neprețuit al doamnei dr. Duțescu, pentru că trebuie să testăm existența unor anticorpi anti-HLA. Dar este un proces complex și nu despre asta este vorba. Putem căuta, deci, un donator alternativ, părinte sau fiu. De asemenea, în trecut se apela și la donarea de cele stem din cordonul, la utilizarea, de fapt, de cele stem din cordonul umbilical. În prezent, acest tip de transplant este foarte puțin utilizat, în primul rând pentru că cantitatea de cele stem care este recoltată dintr-un cordon este una foarte mică, iar această cantitate ar fi suficientă pentru pacienți cu greutate mică, deci practic pentru copii. Deci pentru adulți este mai greu de găsit o soluție cu adevărat eficientă. Pe de altă parte, transplantul haploidentic, deci acesta 50% potrivire, este într-o expansiune extraordinară pe plan mondial. S-au găsit soluții tehnologice din ce în ce mai bune pentru a putea face un succes în această procedură. Pe de altă parte, în momentul în care căutăm în registru, ne putem afla și în situația în care noi am fost la primul pacient de a avea 74 de donatori HLA identici. Și întrebarea este, care dintre cei 74 este cel mai bun? Și să știți că aici cu adevărat este nevoie de foarte multe investigații și de foarte multe cunoștințe din partea echipei medicale și de algoritm foarte bun pentru a-l alege cu adevărat pe cel mai bun.
Este greu și când nu ai, este greu și când dai mulți. De aceea, colegii noștri știu foarte bine și mă uit în sală, o văd pe doamna doctor Ionete, care cred că ar putea să ne spună foarte bine cât de complicat este momentul în care primește grefonul în centru, în banca de Ciolestem, și cât de multe investigații trebuie să facă în dimineața aceea. Deci, înainte de a pune grefonul, să știți că doamna doctor și toată echipa de la laborator de calitate, așa să-i spunem, face foarte multe investigații și abia după ce avem ok-ul final de la noi, că este grefonul în regulă, că îl vom administra tot, că vom pregăti câteva pungulețe pentru eventuale DLI-uri și așa mai departe. Deci este o activitate foarte, foarte complexă și de aceea toți oamenii care lucrează în acest domeniu, să știți că trebuie să aibă un nivel foarte înalt de specializare pentru a fi o cheză și a siguranței pentru cei care se lasă în mâinile noastre și a celor care se lasă tot în mâinile noastre, pentru că și procesul de donare, vedeți, este unul care, deși nu este foarte lipsit de, să spunem așa, neplăceri, și principala neplăcere este aceea de a sta 5 zile în spital, trebuie să se desfășoare în condiții de foarte mare siguranță și din cauza aceasta echipa care se ocupă de donatori, și domnul profesor Coriu știe, trebuie să fie foarte, foarte bine pregătită, la fel ca și echipa din transplant care se ocupă de pacient. Deci toți trebuie să ne facem treaba foarte bine. Dar este frumos la final. Și cred că ar trebui donatorii și pacienții să fie puși împreună, că au aceleași tricouri albastre grozave. Aș dori să adaug față de ce a spus doamna profesor Coliță. În trecut s-au făcut campanii de donare pentru, a fost, mi se pare, tot un copil și toată comunitatea s-a înscris în registru, însă, da, și, dar până la urmă, nu știu foarte exact, nu eram, n-am fost implicat în cazul respectiv, dar și până la urmă tot într-un registru străin am adus celulele. Dar au existat, au rămas, da. Au rămas și s-au înscris destul de mulți în aceste campanii, deci se pot organiza și mobiliza prin centrele donatorilor, centrele locale a donatorilor, comunitatea ca să poată să se înscrie în registru. Unele persoane la înscriere în registru pot preciza că vor numai pentru cunoștința lor. Alții vor să rămână în registru indiferent de destinatar. Ce aș mai dori să adaug este că cu sprijinul Arcel susținem ca donatorul să poată sta în condiții, să nu stea neapărat în spital. Acela, cazul relatat de donatorul nostru a fost în perioada pandemiei. În general, donatorul stă la hotel, aproape, foarte aproape de centru de colectă, și ca să poată merge pe jos, să nu trească să folosească mașina până la centru de colectă, și numai în momentul colectei stă în spital și ziua de după pentru a fi sigur că nu există reacții de post-donare. Uneori donatorii aleg să, dacă se simt foarte bine, chiar să nu stea acea zi după, să plece, dar încercăm să asigurăm condiții cât mai bune donatorului și să pentru ca să se întâmple donarea în condiții cât mai bune. Alte întrebări? În Germania a spus că un donator poate dona o dată la 2 ani. La noi o singură dată poate dona de mai multe ori în funcție de. Și acolo registrul donatorilor spune dacă, deci am avut solicitări când donaseră deja pentru un pacient și nu au mai permis să, în funcție de starea donatorului. Deci primordială este starea de sănătate a donatorului. Dacă donatorul, centru de și registru și centrul donatorilor din Germania, de exemplu, sau din altă țară, consideră că nu mai este în beneficiu donatorului să mai doneze, atunci va fi trecut ca indisponibil în bazele de date sau va fi efectiv, sau rămâne numai pentru pacientul pentru care a donat inițial să mai poată dona. Mai sunt întrebări?
Dacă nu mai sunt... Da, spuneți, vă rog. Da, spune. Bună ziua, Florin Onețiu e numele meu. Sunt din partea centrului de transplant. Iertare, am emoții. Sunt din partea centrului de donare București. Pare rău că nu este și doamna director cu noi, dar a avut alte priorități. Aș veni cu o veste bună. Vin donatori și întreabă despre registrul de donare de celule STEM. Mai nou, dacă anul trecut am venit la această conferință și întrebarea era, păi aș putea spune ceva despre un beneficiu, despre ceva, anul ăsta pot spune, da, avem donatori care vin și întreabă, donatori de sânge, care vin și întreabă despre înscrierea în registru, ceea ce înseamnă că avem publicitate, ceea ce înseamnă că suntem auziți și că treaba noastră este una benefică pentru foarte mulți. Într-adevăr, primim ajutor din partea personalului registrului, care se implică și scrie frumos. Avem aici pe colega noastră care compune un text pe Facebook foarte frumos. Îi avem pe cei de la Bladu Challenge care promovează această înscriere prin programări, prin mesaje informative, doar că, repet, avem donatori care vin și întreabă de înscrierea în registru. Lucru care mie mi se pare foarte ok pentru noi, că ne facilitează treaba până la urmă. Să vin să vorbesc cu 100 de donatori în fiecare zi și să vină câțiva care să întrebe de înscrierea în registru, mi se pare o chestie de jos pălăria celor care se ocupă de promovare. Și nu numai, și donatorilor, că până la urmă și pacienții și toată lumea care este în sală și care a venit să spună că, domne, există un beneficiu în donarea aceasta de celule. Mulțumesc! Mulțumim domnului Florin Onețiu pentru intervenție și pentru activitatea de zi cu zi. Dânsul contactează foarte prompt, ori de câte ori este nevoie de un donator înscris în centrul București, îl contactează prompt și ne spune foarte repede care este statusul, când va veni, dacă poate veni să doneze probă de sânge. Așa că mulțumim toate echipei de la CTS București. Dacă nu mai sunt întrebări, eu vă mulțumesc pentru participarea la această conferință de presă. Vă invit pe hol la gustărele și dacă mai se dorește realizarea de interviuri individuale, sunt binevenite. Mulțumim!